se dă la cuptor? Hai, stai, pune mâna dracu și freacă acolo, aici stai la cuptor, aia era. Pe aia dat acolo? Am dat, mă, e curățat aia. Ia vină. Ce, mă? Unde ai dat? Am dat, mă, dacă ți-am zis că am dat, am dat. Când ai dat, mă, panara mea, uite cercurile alea. Ăla nu e de la bere? Ia uite cum stă pe terenul de la bere, că ești că parcă stă la soare. Da, mă, să vede, dar... Pune mâna și dă calul meu panana, mă, că după aia vine mușteră și stă și ne bate aici. Alea cu nu mai scuipa. Dar ce ai, mă, că tu trebuie să curăț? Poate te iau acum și dau un șut în cur, ia vezi, ia vezi. Mă, ce faci, mă, bodogănești? Nu, mă, n-am zis nimic, mă. Pune mâna și freacă, nu mai stai, zici că parcă mângâi masa aia. Frec, mă, tu nu vezi că frec. Hai, noroc, Bobiță. Noroc, Brânzoi. Noroc, Brânzoi, a? Da, mă, ce vrei, mă, l-am salutat și eu pe omul ăsta. Lasă-mă, vezi tu de treaba ta, mă, nu mai saluta oameni. Ia, treci și ia și mătura aia, hai. Ia mătura și vină cu acum, mătura, zici cu mătura pe aici. Îți dau o bere, îți dau ceva? Nu vreau, mă, nimic pentru mine. Vreau să dau o masă pentru nevastă-mea aici, la tine, la cârciumă. A, Dumnezeu suierte, dar când s-a întâmplat, bă, că eu n-am aflat, mă, de așa ceva. Ce ai, mă, ce să se întâmple? Asta cu nevasta, de dai Tomasă pentru ea, dai de pomană, dai ceva, a murit, este? Doamne ferește, de ce vorbești așa, mă? A, pentru tine dai. Dai pentru tine ca să ai pe lumea elaltă cum ar veni, faci pomană, că eu ți-am zis, bă, că nu mai ai mult, mă, Brânzoi. Termină, mă, dracu, cu parastațiile astea ale tale, ce ai? Vreau să dau și eu o masă pentru nevastă mea. Să vin la tine aici la cârciumă cu ea, să bem ceva, să mâncăm ceva, să fie ceva special. A, păi înseamnă că te-a prins ea cu ceva, este? N-avea cum, mă, n-avea cum, da. S-a supărat pe mine așa brusc, nu știu de ce, sincer îți spun, și a plecat la masă o săptămână. Și a s-a întors și mi-a dat telefon, era la câmp. Și am zis să-i pregătesc eu așa ceva, să-i fac o surpriză special, să o scol la tine la cârciumă. Pentru că noi nu le-am avut pe ăsta așa cu ieșit în oraș, mă, stai puțin, dar de ce a plecat la masă? Că n-am înțeles. Păi nici eu n-am înțeles. S-a trezit într-o dimineață, s-a uitat la mine urât și a zis: "Bine, prostule." Și a plecat, și a făcut bagajul și a plecat. Acum nu mă contează de ce a plecat, contează că s-a întors. Mă înțelegi? A, și de-aia vrei tu să faci o masă așa. Mai spre... Păi îți fac, Brânzoi, îți fac un grătar cu niște măduvioară, îți fac așa niște vită împletită cu rozmarin, cu cartofiori, cu tot ce trebuie. E bine așa? Nu, mă, dacă niște mici și dacă niște bere, atâta. Dacă niște mici și niște bere. Păi n-ai zis, mă, că vrei ceva special? Păi nu, mă, special e că o scol la tine la cârciumă. Mâncarea nu trebuie să fie nimic special. Bine, mă, atunci adu-te și adu, că atunci nu mai mă pregătesc. Vii și vedem noi atunci, hai, la fața lui. Hai, pa! Anorc! Anorc! Bobiță, ai văzut, mă, un papagal verde? Nu. Oh, cred că s-a pierdut. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!